Domnule Grosu, ia actuala guvernare în calcul o eventuală sau o posibilă reunificare cu România? Dumneavoastră cum, sau sunteți de fapt de acord cu acest deziderat a celor două maluri? Eu vreau să vă spun în felul următor. Noi, pe parcursul acestor 30 de ani, am trecut prin mai multe experiențe. Noi am avut români de profesie, eu le zic așa de profesie, cei care au paralizat, au parazitat, parazitat pe ideal, da? Sau cu alte cuvinte, au făcut averi, da? Și au exploatat ideea nobilă, da? A reunirii poporului român. Noi am avut poduri de flori, firești, la început, când am putut să ne vizităm unul pe alții, rudele de pe ambele maluri. Acum, noi trebuie să facem ceea ce trebuie să se întâmple cel mai bine. Să apropiem cât mai mult cele două maluri. Și cel mai bun leant, astea sunt poduri adevărate, pe bune, de beton, da, pe care să circule cât mai repede. Asta înseamnă control comun. Bine, până devenim membri a Uniunii Europene, și eu cred în lucrul ăsta, să putem să avem control comun a frontierei, vamă, poliției de frontieră și așa mai departe. Să avem investiții românești cât mai multe în Republica Moldova. Investitorii români să treacă prutul. Pentru că ăsta e cel mai bun leant. Asta leagă cel mai bine malurile. Da? Atunci când știi că a venit o bancă și a investit în sistemul bancar la noi. A venit o companie de asigurări și a investit aici. A venit și cât o... de realizabile sunt aceste lucruri? Foarte realizabile. Eu cred în lucrul ăsta. Eu văd dorința. Noi avem tot mai multe și mai multe interacțiuni cu business-ul de acolo, cu mass media de acolo. Mass media trebuie să treacă hotarul prin produse, prin tot felul de acțiuni. Deci eu astfel văd lucrurile, da? Pentru că noi cumva 30 de ani ne-am învârtit și ne-am fiert în discuția asta, da când, da cum, da punem la vot, da facem referendum, da nu știu ce, dar n-am făcut element, adică principalul lucru n-am făcut, da? N-am apropiat malurile. Și eu cred că noi o să ne regăsim împreună în Uniunea Europeană, o să dispară frontiera, da? O să fie una pur și simplu administrativă, ai să treci prutul și nu va trebui să te oprești, să prezinți pașaportul. Eu așa văd lucrurile.